Zona de sud a țării se confruntă în continuare cu temperaturi pozitive, dar totuși vremea este într-un proces de răcire. Deja meteorologii au emis o informare de ninsori și polei valabilă pentru zona Moldovei. Ninsori locale vor fi și în zona montană înaltă, unde vântul va avea intensificări temporare, cu viteze ce vor depăși 70 de km pe oră, viscolind sau spulberând zăpada. Miercuri, deși se răcește mai ușor, tot va fi mai cald pentru această dată, mai ales în Oltenia și vestul Munteniei, unde se vor înregistra maxime de 90 grade Celsius. Izolat se va depune polei, iar vântul va fi mai sprinten prin partea sudică și de est a țării. La Giurgiu cerul va fi mai mult noros, de dimineață sunt anunțate averse, iar vântul nu va trece de moderat. Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius. Astfel, miercuri la Bolintin, Mihăilești și Ghimpat se vor înregistra 7 grade Celsius, Hotarele și Izvoarele 8 grade, Comana și Giurgiu 9 grade Celsius. Vântul va bate dinspre vest cu 14 km pe oră. Presiunea atmosferică va fi de 749 mm coloană de mercur.